Ai 130 de polițiști locali la ordine publică, nu că sunt trei schimburi. Nu o să putem să punem la fiecare corp să stat. Sigur că toată lumea e mult mai simplu tuturor să înjure primarul, dar nu primarul duce bideul, WC-ul și restul. De Părățeanu, Găgeni, Tabla Buții. Da? Am pus acolo o habă. Pentru că mi-a dat seama oricum o să rezolvăm, măcar să pună lumea și bunul este tot în intersecție. E, aia e lângă. Asta nu sunt lucruri care țin de lângă, adică ce să facem? Să punem un polițist local acolo și unul la Boltescu și unul la... Nu inventați apa caldă. Aveți cetățeni totuși cu simț civic. Rugați-i să fotografieze. Acum fiecare dintre ei poate deveni un ajutor al primarului în sensul ăsta. Nu mă să-i filmeze pe cei care... Nu mă curat să mă curat. Hai, domnul, lăsați-mă în pace. Adică am curat să filmeze... Dacă noi mergem amândoi într-un vartar de bloc unde găsim moloz și o cadă și o canapea, vă garantez că eventual cineva sună să ne sesizeze lucrul ăsta, dar dacă trebuie să semneze pe proces verbal, știm că e vecinul de la doi, nu faci. Dar aceste filmări nu pot fi identificate, adică nu pot fi identificate, nu pot fi identificate. Pe proces verbal, eu pui... Păi nu vă trebuie să fie neapărat probă în instanță. Păi și atunci cum să iau? Nu vă zborați, eu vă învăț până la asta în minte. Stau cu ochii pe ei. Așa, eu vă învăț până la asta în minte dacă v-am luat banii de buzunărele. Dacă nu... Este foarte frumos, e o amendă, e o hârtie. Nu, e chiar treaba oamenilor care sunt în subordinea dumneavoastră să identifice pe cei care pot fi expuși unor amenzi de mai multe mii de lei pentru aruncarea gunoi resturi din construcție pe domeniul public. Sunt știți că sunt apără, cred că sunt cel care face verificări vis-a-vis de cei care... 4 minute mai avem. Se apropie sezonul rece. Da. Și asta este foarte mare a grijă a ploieștilor, în special a celor care locuiesc la blocuri, care au încă niște contracte individuale cu operatorul de termie Vitalia, sau cine este? Veolia. Bun. Care sunt premizele acestui început de sezon rece și dacă gigacaloria va fi subvenționată în continuare de Consiliul Local, dacă vor crește prețurile la întreținere? Moțiilor nu vor crește prețurile la întreținere, gigacaloria va fi subvenționată. De altfel am anunțat lucrul ăsta, cred că de vreo 4 luni. Lucrurile sunt foarte clare, în acest sezon de iarnă există posibilitatea legală prin prelungirea prin ordonanță data anul trecut, ca și în sezonul de iarnă 2021-2022 să fie subvenționat. Deci ploieștenii nu vor plăti. Deci în această iarnă nu va crește întreținerea. Nu vor plăti. Va crește eventual la costurile de întreținere privind factura la energie electrică. Da, dar și la apă. Potrivit, fiindcă am înțeles că ați indexat prin hotărâre de Consiliul Local prețurile la apa Nova, mi se pare că este un contract ferm încheiat cu ei în anul 2000, care permite de două ori pe an indexarea în 2004, nu, în 2000 a fost semnat contractul, în ultima lună de mandat am depărit acum. Da. În luna iunie, da, anul 2000. Da. După aceea a fost amendat contractul în vremea lui Calotă, care a permis niște chestii, mai tăiat niște articole din contract și le-a modificat. Bun. Asta contează. Va fi o creștere îngrijorătoare la apă, potabilă? Nu. Nu. Chiar nu. Mie mi se pare că la un moment dat în spațiu public se lansează niște lucruri pe principiul de a se crea teme. Panică. Panică, supărări, frustrări. Căldura va fi aceeași. Ca preț ce scoate mare din salion dacă s-a plătit public. Dumneavoastră, că nu e moca. Subvenția este în foarte mare parte din taxele și impozitele locale. Păi depinde la ce vă referiți. La ce am găsit în urmă, am plătit până acum vreo 70 de milioane și așteptăm rectificarea bugetară să mai plătim niște bani dați de guvern special pe termin. Din datoria veche? Din ce era în spate. Noi avem facturile în momentul ăsta la zi. Cât mai e gigacaloria la plătești cu totul? 221. 221. Cât plătiți dumneavoastră diferența până la prețul? M-am spus în momentul ăsta pe bugetul anului. Mi-a spus cât ați plătit sumele mari. Dar cât se plătește pentru gigacalorie subvenție de la Consiliul Local? Diferența până la 440. Deci și încă o dată. Da. Bun, asta înseamnă că aproape o treime din bugetul public se duce pe subvenții. Că e vorba de transport, că e vorba de energie tehnică. Da. Din buget social. Încă o treime se duce pe anvelopa salarială. Și atunci vă trebuie, dar din ce bani veți mai investi? Am văzut că se aprobă un credit comercial, în clipa asta de câte milioane? 18 milioane. Și ăștia în ce direcție pleacă? Nu mai pot pleca doar în direcția investiției. Orice fel de credit care se ia pe investiții, pot să-i folosesc. Proiectele sunt făcute? Sunt făcute și sunt urgențe care m-au îngrozit.
Guvernul cât ne ajută în sensul ăsta? Are la rectificarea bugetară? Rectificarea bugetară înseamnă o sumă considerabilă care se dă pe termen. Deja, la un moment dat, rezolvăm o problemă. Și e o problemă stringentă. Dar, ca să nu îngrijorăm, să fie clar, nu vor plăti ploieștenii mai mult decât au plătit anul trecut. Nu va fi o mărire la APA Nova, așa cum se încearcă să spună. Vom rezolva problema. Deci, păstați în limitele normale. Nu se pune problema. Și 2022, este logica mea. Pe de altă parte, sunt surprins de faptul că putem cu aceiași bani puțin pe investiții face lucruri mult mai multe. Oare pentru că facem licitații corecte? Sau poate că nu mai sunt parandere toate de mare? Aie, oare pentru că facem licitații corecte? Da, pentru că sunt niște posturi, eu știu că oamenii vorbesc și este corect. Până la urmă, mi-am asumat responsabilitatea asta, sunt unii care mă ocupă, unii care... Câte spitale mai aveți în Săbărne? Două. Aceste două spitale și sunt și ele energofaze și mă gândesc la factorul la corect. Nu e adevărat. Nu consumăm mult curent și spitale? Nu, dar e vorba de asta, nu. Chiar nu avem o problemă cu ele, chiar avem surplus la nivel bugetar legat de ele. Problema este că nu mai au circuite. Sunt construite 60 și ceva, au fost gata, s-a terminat. Numai circuitele legate de ceea ce înseamnă ISU, pericol în sensul ăsta și ferească Dumnezeu că am pățit niște lucruri sau numai niște lucruri în țara asta. Deci, spitalul este o prioritate. Nu vom plăti mai mult, am început ușor, dar sigur să ne mișcăm și pe partea de... Am încheiat contractele cu tot ce înseamnă partea de reparații, întreținere drumului. Vom lucra. Marcajele, semnele de circulație, mobilierul urban, pietonalul din zona CEC și Altex, fostoare. Începem să intrăm într-un timp. Da, dar a fost mai greu. Și a fost mai greu, vă spun de ce. Pentru că, real, eu am pe 1 noiembrie un an de mandat. Da, pentru că noiembrie, deci am 10 luni acum. În 4 n-am avut buget și în 2, sfârșitul anului, în general, nu există cash flow. Pentru că asta este situația. Cum stau cu Covid-ul? Cum stau Ploieștiul? Foarte bine. Sub 1 și sub 1 la 1000. Da. Și chiar sper că o să țină ridul. Chiar văd că oamenii au început din timp să-și ia propriile măsuri de precauție și este foarte, foarte... Ce oameni? Care oameni? Mă refer la instituții sanitare? Pe lângă instituții mă refer și la oamenii pe care îi mai văd, prin restaurant, pe stradă, pe... Lumea că am înțeles că nu e chiar o joacă și că... Ce v-ați vaccinat? În contextul pe care eu am avut-o. Și? N-ar fi un semnal fantastic de bun pentru anumiți oameni ca primarul să se vaccineze? Nu există semnal, să știți, există opinii total diferite. Vrei că o să fac lucrul ăsta sau motivul ăsta lucrul ăsta, dar lumea este foarte împărțită și cred că este și cu tot respectul vina... Da, de parcă nu erau suficiente grijile și dezvinările la nivel național, acum avem parte și de această problemă a te vaccina, a nu te vaccina. Da, există avem, sau nu există? Avem și este... Vă mulțumesc. Știți, lumea este în presiune, putem asta. Vă mulțumesc pentru venirea dumneavoastră. S-a cadat, mitraliat, dar am atins măcar două dintre subiectele acestor săptămâni. Eu vă mulțumesc, succes în continuare, sper să ne vedem măcar de două ori pe lună pentru a urmări niște aspecte care, vedeți dumneavoastră, uneori sunt lansate parcă intenționat pe rețelele sociale. Aveți categoric și prieteni, ca dovadă numărul de voturi pe care l-ați avut anul trecut în septembrie, dar categoric se pare că aveți din ce în ce mai mult dușmani, dar tocmai de acolo de unde nu vă așteptați. Adică știți cum e vorba aia cu facerea de bine? Și da, acum nu vreau să comentez pentru că aș crea alte... Eu văd de treaba. Mulțumesc, așa să faceți. Eu vă mulțumesc. Ne vedem mâine seară, doamnelor și domnilor, cu fostul președinte al Consiliului Județean, cu PSD-istul Bogdan Toader, care vine în calitate de parlamentar și de om politic, reprezentant al Prahovenilor în Camera Deputaților din Parlamentul României. Până mâine seară, mulțumesc, sănătate și spor la succes.